e un fel de scoateți o foaie de hârtie extemporal, știi? Eu pun pe negru. Vrei negru? Negru pare. Vrei cu negru? Da. Facem cu negru. Am zis așa, domnule, hai să te provoc. Te provoc. Dacă ar fi să faci tu guvernul ăsta pe care l-ai considerat cel mai bun al României, din personajele existente în România în general, așa în ultimii ani, pe cine ai pune de pildă premier? Mă, n-am cum din ăștia de astăzi. Se văd mult în negura. Nu contează, nu te spie neapărat de astăzi. Păi Eminescu. Eminescu, ok. E bun. Mai patriot ca asta. Bun. Pentru că tot a fost grevă la educație. Da. La educație pe cine îi pune? Caragiale. Dar nu face mișto de elevi? Adică... Nu, domnule, îi pune la punct și la virgule de-i găsesc dracine. Bine, și pe aia toți de la școala ardeleană, ce să mai zic. Da. Bun, da, uite, ca să te mai aduc și în actualitate, la energie pe cine ai pune? Că tot e cu crize, cu energie verde, cu... Bă, mie e foarte energetic, așa, și energic, mi se pare Gigi Becali. Pe Becali la energie? Da, da, e... Ok. De unde crezi că... Din benzină sau din energie solară? Din oaie. Din? Din lână de la oaie, da. E okay. Cea mai bună izolație la casă. Deci dacă s-ar pune în pereții caselor lână de oaie, da, care actualmente se aruncă, izolația casei ar fi foarte bună. Tu știi că stai la țară și evident, că te pricepi, da, la chestia asta. Da, 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 da. La finanțe pe cine ai pune? La finanțe pe Țiriac. E, uite că e interesant. Ia uite că asta, masa asta scrie din ce în ce mai interesant. Deci Țiriac zici. Da, da, da. Măsuță, măsuță. Țiriac. Bun. Asta ar fi la finanțe. La justiție? Să scriu aici justiție. Tot pe Eminescu. I-aș da două portofolii. Nu se poate. Păi se poate. N-a fost câteodată poate. Și ministru. E 45 de zile interimar, da. Atât. Mă, zila externe pe să nu uit, pe... Externe, da. Titulescu. Da, adică pe Ponta. Nu, mă, lasă. Micul Titulescu. Pe adevăratul Titulescu, da. Păi, dar nu mai avem între noi. Asta ar fi așa. Dacă ar fi azi să faci guvernul. Păi, nu, dar nu vezi că n-am de azi pe nimeni? Păi de ce? Păi, uite, ți l-am dat pe Becali și pe Țiriac. Păi, doar doi? Nu am. La justiție eu. Florin Călinescu. Exact. La justiție. Și-ar da și cu coana aia, bretaia de la ochi să mă vadă, da. Ok, la interne. Ah, aș fi vrut și internele, da. Nu poți. Nu și pot. Justiția și internele. Uite, fac așa o dungă și zic aici interne. La interne pe ăsta care merge tot timpul și filmează când ies de la pârnaie, de la... Ceaușescu. Ceaușescu, da. Ceaușescu. Nu știu cum îl cheamă ca om, da. Mă Ceaușescu. Mă Ceaușescu. Marian. Marian Ceaușescu, bun, e Poreclă Ceaușescu. Da, da, da. De ce oare i-au pus numele de Ceaușescu Poreclă? Apar n-am, da. Așa, deci asta ar fi la interne. Păi, ce ar mai fi aici de adăugat? Din punctul meu de vedere, cam asta ar fi guvernul. Așa puține ministere? Păi, dar ce, rest ce? Păi la economie. Economie? Ministerul păi economie. Toți facem economie. Ministerul economie. Toți am face... l-am pus pe Țiriac, l-am pus, da? Da. Uite, pe apărare, că tot e război aici în ăsta. Dai-ți de noi. La apărare? Da. Pe Florin Gheorghiu, șahistul. De ce? Păi e bine cu apărările. Da. le știe dinainte, da. Ok. Da. Păi și cu ce parlament ai trece tu guvernul ăsta?
Păi da, m-ai întrebat de ministri, acum mă întreb de... Da, adică te stăști în Parlament. Îl instaurăm printr-o lovitură de stat. Guvernul? Da. Ferească Dumnezeu, vreau păi democrație. Păi n-am cum. Ce democrație? Uită-te și tu, dacă asta e democrație, venim într-o seară, mergem pe la patru, intrăm în guvern și ăștia suntem. Noi, asta cine este? Virgil Popescu. Vedeți, două uși mai încolo. Ok.